10 controle, 10 sancțiuni aplicate. Acest lucru demonstrează cât de mult contează sănătatea consumatorilor pentru agenții economici. Vorbim de pește și produse din pește aflate la vânzare în piețele și magazinele din Gorjă. S-au desfășurat un număr de 10 acțiuni, 10 sancțiuni contravenționale, dispunându-se 3 avertismente și 7 amenzi în valoare totală de 13.500 lei, totodată fiind dispusă și măsura de oprire temporară de la comercializarea 20 de kilograme de macro congelat întreg. Deși la prima vedere pare o chestiune fără importanță, specialiștii susțin că alterarea duce la îmbolnăvirea consumatorului. Ca și sancțiuni sau abateri pentru care s-au aplicat sancțiunile, au fost modul de depozitare necorespunzător, precum și lipsa traducerii produselor respective cu traducere în limba română. Pentru a evita îmbolnăvirea, comisarii de la Protecția Consumatorului recomandă să verificați în permanență și termenul de valabilitate.